gratuită este cea mai întâlnită metodă atunci când vine vorba de rezolvarea problemelor. Oamenii declară că banul face legea în ziua de azi, iar dacă nu ai o posibilitate materială bună, nu ești luat în seamă. Cum comentați că în ziua de astăzi se dă tot mai multă mită? Ioi, nici nu spuneți că îi spun așa ceva minchenaș că se doboară clădirea. Chiar am fost la medic, dragă, și așa au vorbit cu noi ca și cu ultimele cârpe. Eu, sincer să fiu, asta se produce în tot pasul și în tot felul. Dacă mă duc să plătesc gazul, dacă mă duc să plătesc curentul, dacă mă duc să plătesc ăsta, numai atât am ajuns că nu bagă mâna în buzunar. Sunt puse femei acolo, caseriță, că de nu ești atent cu banii la mână, îți învârși, te dau 300 pe când și ne dea numai atât. Dar eu n-am mai văzut de treburile astea. Am 78 de ani. Și stau și mă gândesc ce se întâmplă, cum se întâmplă, ce-o fost și cum e. Suntem într-un lucru dezastru, ferească Dumnezeu cel Sfânt. Mai rău ca în Sahara, în pusiu Saharei, mai rău ca în pusiu Saharei sunt eu. Acolo m-am ajuns. Ceea ce n-am gândit niciodată. Ce să mai zic, ce să mai spun, știu că treburile se vor comunica și vor fi gândit. Un singur lucru am gândit înainte de a fi votare, că există un singur om care ar putea pune țara la cale. Ala se numește Pușcaș, dar nu știu mai cum. Fost ministru integrării. Singurul om care ar putea pune țara pe picioare. S-a obișnuit că așa era în timpul regimului trecut, că s-a dat miță și atunci tot timpul și a rămas în mintea oamenilor treaba asta și acum, după 23 de ani, tot se dă miță, toată lumea. Noi zicem șpagă, miță, tot așa e. Noi suntem de vină dacă dăm. Cine are, dă. Cine n-are, nu dă. Dar de ce credeți că se dă asta? Păi... Să-și facă vile, palate. Da. Că noi ăștia... Cei care putem... primesc. Stă și într-o garsoneră, nu-i problemă. Chiar pe drum, dacă sub boschet stăm, nu e o problemă. Ăia să-și facă vile și palate. Restul muncitorii ăștia mai slăbuți. Mai ales pensionarii. Da. Vai de capul lor. Și a nostru, adică, nu a... Așa. Asta e situația. Am lucrat 35-30 de ani, am pe carte de muncă. Și am pensie 500. Cam 5 cum milioane. Credeți, 5 milioane, cum credeți că poate trăi un pensionar să-și plătească cheltuielile, să-și plătească ce, să-și iei medicamente, dar de fapt nouă nu ne mai trebuie nici medicamente, nici mâncare, numai un coșciuc și la revedere. Dar nu poți să rezolvi nimic fără mită de nu dai. Mergi la doctor de nu dai, cum te duci așa vii, oriunde să-ți rezolvi ceva, dacă miști. Rezolv, dacă nu, salut. Poți să-ți iei prieteni oricine și. Politicienii în ziua de astăzi, nu așa fac. Doar de la ei pornesc toate. Dacă ar fi cum să cade, ar fi și ăștia la alții. Iprosul ne dă. Cred că ar deveni ceva normal. Suntem un popor din Balcani.